Dar locul unde a făcut Dumnezeu pământul și raiul, acolo era revărsarea Duhului Sfânt. Așa i-a spus, din toți pomii să mănânci, nu să-i curăți, nu să-i stropești, nu să-i sapi, nu să-i grijești. Adică urcă-te prin făpturi la mine. Și totuși acolo în mijlocul raiului a pus și doi pomi deosebiți, doi altoi. Unul la viață veșnică sau pomul vieții și unul la moarte veșnică sau pomul cunoștinței binelui. Noi spunem și răului, dar eu aș spune a binelui rău gândit. De ce? Pentru că omul fără lumina lui Dumnezeu și când gândește bine, greșește. O găsim replica la Sfântul Ioan Damaschinul care vine și ne spune așa: binele nu este bine dacă nu este făcut bine. Un călugăr oarecare, odată de demult, s-a rugat vreo 30-40 de ani să-i arate Dumnezeu judecățile lui. Eu n-am să intru în amănunt de lux, ci am să vă spun doar niște clipuri. Într-o zi pleacă și ia tăgâlța cu nuiele, cu coșuri și o ia spre Alexandria, își ia panerele alea care le făcea din frunze de finic și le ducea și le vindea. Și în clipa respectivă ce apare? Apare un călugăr tânăr îmbrăcat tot în rasă călugărească și el cu câteva coșuri în spate și a zis așa: bătrâne, mergi la Alexandria? Da. Mi-e frică singur, sunt tânăr, îmi trebuie un povățuitor iscusit. Mă iei cu tine? Te iau. Da, da, și avea o rugăminte. Dacă poți, eu îndeplinesc. Nu trebuie să-ți dai cuvântul, că al minte nu putem să ne înțelegem. Și a zis, bine, îmi dau cuvântul. Până în Alexandria nu vorbești nimic. De-a lungul drumului, acel călugăr a făcut o grămadă de șotii. Lucruri rele. A ucis un copil, a furat un taler de aur, a bătut biserica cu pietre, făcea mătănii la crâșmă, a dat foc unei case, a dărâmat o altă casă, făcea niște mătănii la niște bețivi, făcea tot felul de lucruri neîntâlnite. Într-un loc a ucis câinele unui om în ogradă. Și călugărul ăsta bătrân a spus, ăsta are pe dracu el. Este un lucru care și noi l-am socotit la fel dacă am vedea niște lucruri strâmbe la cineva. Și iată că în clipa următoare, când au ajuns în Alexandria, bătrânul scos din fire a spus așa: de ești om? Nu ești om? Cu un om nu face ceea ce faci tu. De ești demon? Să piei, să nu te văd și să-mi dai un răspuns la toate relele pe care le-ai făcut, că eu m-am îngrozit. Și călugărul i-a spus: nu vreau să te superi, părinte. Te rogi lui Dumnezeu de 40 de ani să-ți arate judecățile lui? Da. Dumnezeu m-a trimis să-ți arăt judecățile lui. Și am să ți le explic pe rând în două lucruri ca să înțelegi ce vrea omul și cum vrea Dumnezeu. Ții minte copilul care l-am ucis? Da. Părinții aceia l-au zămislit într-un moment nepotrivit, într-o stare de nelucrare duhovnicească și când ajunge mare, e criminal și ucide pe amândoi. Acum a murit, îi înger, merge sufletul la Dumnezeu, părinții se căiesc, se pocăiesc, se încreștinează, merg la biserică și vor avea copii buni și sănătoși. Și am scutit atâtea suflete de iad. Te-ai gândit la asta? Nu m-am gândit. Dar ce ai avut cu câinele omului să-l omori? Era turbat și dacă tot ne-a primit, zice, și ne-a găzduit în casa lui, m-am gândit că e păcat să-i muște soția, să-i omoare, că ea îl hrănește. Și am să fac și eu o faptă bună. Iarăși a rămas ăsta mirat. Păi da, dar vasul de ce l-ai furat? Păi era furat dintr-o biserică, zice. Și eu l-am aruncat în râu, pe unde ai văzut că am trecut. Pe vas scrie așa: cine mă va fura din biserica unde am fost dus, 7 neamuri să-i stea în iad. În clipa când vasul a ajuns în apă, iadul s-a deschis și 7 neamuri au plecat la rai, pentru că s-a terminat blestemul celui care îl ține. Vedeți lucruri neștiute minții omenești la prima vedere. Păi biserica de ce o băteai cu pietre?
M-au enervat dracii, zice, care jucau neacă, era pustie și îți făceau scălâmbăiel pe Sfânta Masă și nu suportam acolo unde s-a jertfit Hristos să joace dracu horă. Și de asta aruncam cu pietre în biserică. Dar tu n-ai văzut că eu le binecuvântam cu semnul crucii și când aruncam cetele de draci pereau că să tem de semnul crucii. Iarăși a rămas surprins călugărul bătrân. Păi, da, casa lui ăla de ce ai fermat-o? Păi era făcută din bani furați și era numai blestemul celor care i-au muncit, robi și slugi. Și nu s-a legea nimic de așa, zice, acum o să facă una mai cinstită și o să fie iertat și el, și copiii lui, și familia lui, să nu se distrugă seminția. Vedeți ce vede îngerul, ce vede Dumnezeu și ce vedem noi. Știi, noi când ne uităm și vedem o vilă cu 60 de camere, bă, dar ce minte a avut ăsta, bă, dar ce și-a făcut. Dar nu știi numărul lacrimilor, blestemelor, asupririlor, ce spune Isaia. Dezleagă lanțul nedreptății, nu opri plata slugii, nu chinui pe cel sărac, nu chinui pe văduvă, nu necăji pe cel sărman, împarte pâinea ta cu cel flămând, rupe lanțurile nedreptății. Ori slavă Domnului! Dacă ne uităm un pic la ce ordine și disciplină morală există în ziua de azi în societate, cred că nedreptatea e o dogmă, nu e o și e o virtute, nu e un păcat. Și zice, eu făcând lucrul acesta, l-am salvat. Păi zice, de la crâșmă, la bețivania, de ce făceai mătănie? Păi acolo era primarul, zice, și în timp ce bea cu aia, pe fereastra de unde se uita el la crâșmă, tot vedea biserica aia pustie și spunea, tot aș face ceva să-i pun acoperiș și să aduc un preot în ea să fie și în satul ăsta liturghie. Și ce băteam mătănii să nu-i schimbe Dumnezeu gândul cel bun, că ai să vezi că peste 2 ani acolo o să facă liturghie și o să fie preot slujitor. Și întreabă, zice, da, dacă tot știi atâtea lucruri, spune-și mie cine ești. Păi nu sunt nimeni altul decât Arhanghelul Mihail, trimis de Dumnezeu să-ți arăt că gândurile mele nu sunt ca gândurile voastre, și cugetările mele nu sunt ca cugetările voastre și cărările mele nu sunt ca și cărările voastre. Deci noi una vedem pe pământ, Dumnezeu alta vede în cer. De ce v-am dus în istorioara asta care nu are treabă cu Sfânta Treime? Ca să vedeți cum lucrează Dumnezeu Tatăl. Dar Dumnezeu Tatăl aceste voi le-a arătat lumii pe pământ prin Dumnezeu Fiul. Așa spune Iisus Hristos. Dacă n-ați fi văzut lucruri pe care nimeni nu le-a mai văzut, păcat n-ați avea. Am văzut învierea, am văzut moartea lui Hristos, patimile lui Hristos, minuni, vindecări, deci noi nu putem spune că nu avem motivația dreptei credințe. Sfinți, minuni și așa mai departe. Am văzut pe îngeri, cum v-am spus ieri, care a deschis temnița și le-a spus la apostoli, gata cu vecăreala, ieșiți și faceți ce v-a spus Hristos, treceți la propovăduire. Propovăduiți la neamuri, așa v-a cerut Hristos când s-a înălțat la cer. Și au început ăștia să vorbească fără frică și fără teamă. Ei, această voie despre care vorbim noi, Iisus Hristos a simplificat-o în câteva exemple. N-am venit să fac voia mea, ci a Tatălui care m-a trimis. Filip întreabă, dar de ce nu vrei, Doamne, să ne arăți și nouă pe Tatăl? Și ce frumos îi răspunde. Atâta vreme cât stai cu mine, n-ai cunoscut că Tatăl este întru mine și eu întru Tatăl. Deci aici ne prindem noi urechile, ca să-i spunem așa, în dogma calcedoniană. Două firi și două voi, unite și neamestecate, neîmpărțite și nedespărțite. Asta e sinteza lui Dumnezeu. Deci noi nu știm ca om